Putem spune că nu ne-am certat sau că nu am făcut-o pe drum în public, dar să spunem că nu ne-a interesat subiectul nu ține. O știm noi, o știu alții și cu siguranță o știe Domnul. Hristos este viu. El este împăratul și are o împărăție glorioasă. Așa cum probabil știți, suntem în mijlocul unor meditații despre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul a investit atât de mult în prezentarea ei, am hotărât și noi să ne aducem aminte, măcar ABC-ul. Lângă aspectele discutate deja, precum pocăința personală, siguranța că suntem înăuntru și aspecte care sigur ne țin afară din împărăția lui Dumnezeu, astăzi aș vrea să ne gândim la locul nostru în împărăție. Vrem să fim mici sau vrem să fim mari? Știu că unul singur este mare în împărăția lui Dumnezeu, împăratul. Dar la fel de bine știu că ucenicii Domnului Iisus Hristos au fost interesați în subiectul acesta. În clipa aceea, spune evanghelistul, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Interesant că Domnul nu spune că nu putem fi mari în împărăție, ci răspunde întrebărilor cine este cu adevărat mare în împărăția lui Dumnezeu. Nici Apostolul Pavel nu evită subiectul. Vorbind despre lumea viitoare, despre împărăția lui Dumnezeu, spune că unii vor ajunge acolo salvați ca prin foc, iar alții se vor bucura de o mare răsplătire. Nu știu de unde a învățat mama fiilor lui Zebedei despre împărăție, dar ea credea că în împărăție sunt locuri mai bune, locurile de lângă Domnul Iisus Hristos. Vorbind despre veșnicie și în mod automat despre răsplătire, Domnul Iisus Hristos afirma că unii vor primi cârmuirea mai multor cetăți și alții a mai puține cetăți. Așa cum v-ați dat seama, subiectul de astăzi aduce în discuție pe cei care sunt în împărăție. Aceștia au auzit, au înțeles, au crezut, au împlinit condițiile și sunt înăuntru. Numai că în afirmațiile sale despre împărăție, însuși Mântuitorul spune că cei dinăuntru pot fi mici sau mari. Ascultați ce consemnează Evanghelistul Matei. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Matei 5 cu 19. Iată că subiectul nu este o invenție a oamenilor, ce are la bază cel puțin această afirmație a Mântuitorului. De altă parte, aș putea spune că subiectul nici nu ar trebui considerat lipsit de spiritualitate sau pur păgân. Dacă nouă, părinților pământești, ne face plăcere să avem copii mari cu realizări deosebite, de ce nu i-ar face plăcere și părintelui ceresc să aibă copii mari, indiferent ce ar însemna aceasta? Partea bună care trebuie să capteze atenția noastră este că Domnul, care nu este împotriva gândului de a fi mari, ne spune cum să ajungem mari în ochii Lui și în împărăția Lui. În niciun caz nu ajungem mari, așa cum am văzut, certându-ne, adoptând metoda liderilor lumești. Au încercat alții și nu au ieșit bine. Noi, dacă vrem să fim mari cu adevărat, trebuie să ținem cont de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoaștem, să-L trăim, să îl împlinim în fiecare domeniu din viață și apoi, cum ne cerea Mântuitorul, să îl împărtășim cu alții. Mulțumită lui Dumnezeu, avem cuvântul, îl putem înțelege, dar cum stăm la capitolul citire, învățare, trăire și propovăduire? Învățarea altora. Apoi, tot Mântuitorul ne spune că dacă vrem să fim printre cei mari, trebuie să ne gândim la smerenie și la slujire.
dacă tot ne gândim la a fi printre cei mari, ne place smerenia. Dacă am dori să se spună despre noi că suntem mari, cât de des, cât de ușor, cu câtă bucurie luăm ștergarul. Când slujim pe cineva, o facem doar ca pură datorie, o facem de dragul răsplătirii sau cu bucuria că îl putem imita pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul și Învățătorul nostru. Mai există un aspect pe care nu avem voie să-l neglijăm. Mântuitorul atragea atenția că omul mare, din punct de vedere al standardelor acestor lumi, poate fi surclasat de creștinul mic. Vă amintiți afirmația lui în cazul lui Ioan Botezătorul? Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Matei 11, 11. Din cuvintele învățătorului desăvârșit, putem înțelege că oamenii mari, în sensul de valori ai acestei lumi, pot fi mici, foarte mici în împărăție. Dar creștinii, indiferent cât de mici ar fi în ochii acestei lumi, pot deveni mari în ochii lui Dumnezeu și în lumea lui Dumnezeu. Sigur, idealul ar fi ca oamenii mari în lumea aceasta să devină oameni mari în lumea lui Dumnezeu. Saul din Tars ne spune că este posibil. În concluzie, bucură-te că împăratul ne-a făcut loc în împărăție. Mulțumește-i că poți fi la un loc cu cei mari și că poți fi unul dintre cei mari. Verifică-ți inima înaintea lui Dumnezeu, plătește prețul smereniei, al slujirii, învață cum să calci pe urmele Domnului Iisus Hristos, cel cu adevărat mare, ca să ajungi acolo unde El a fost înălțat de Tatăl și apoi, în măsura Harului Dumnezeu, învață-i și pe alții să fie cât mai aproape de Hristos aici, ca să fie cât mai aproape de Hristos dincolo, în împărăția eternă. Îți mulțumim că ai fost astăzi cu noi. Dacă ai nelămuriri, întrebări, știi că ne le poți trimite pe adresa de e-mail vyugaoriunde@yahoo.com. Dacă ai nevoie de înțelepciune, de putere, discută cu singurul care este înțelept, cu singurul care are toată puterea în cer și pe pământ. Îți mulțumim că ai fost cu noi, bucură-te că există o împărăție, nu-ți dori să fii doar în ea, ci fă în așa fel ca în ea să ai locul pe care ți l-a pregătit însuși împăratul.